Și bine ați venit sau revenit pe canalul Vegan de România. Numele meu este Teo, în cazul în care nu știați, și astăzi am pregătit pentru voi o rețetă super simplă de mic dejun, mai ales acum că vine vara, suntem în mai aproape. Avem nevoie de un mic dejun un pic mai răcoros, nu mai vrem porridge sau nu mai vrem chestii calde. Așa că am pregătit pentru voi o rețetă de Bircher Muesli, se numește. Pentru asta aveți nevoie de 150 de grame de ovăz, fulgi de ovăz. Asta este cantitatea pentru două persoane. Dacă vreți să pregătiți pentru o singură persoană, împărțiți la 2 toate cantitățile. Toate cantitățile, bineînțeles, vor fi ca de obicei în descrierea clipului. Deci avem 150 de grame de fulgi de ovăz pe care i-am amestecat cu lapte de orez. Bineînțeles, puteți folosi orice alt tip de lapte vegetal pe care le-am amestecat împreună și le-am pus în frigider peste noapte. Asta am pregătit de seara și a doua zi am mâncat micul dejun. A doua zi am amestecat fulgi de ovăz cu un măr ras. Un măr, de preferabil ar fi un măr mai dulceag. Apoi am adăugat și niște iaurt simplu. În imagine îl folosesc pe cel de la Kaufland de cocos, pentru că nu îl mai fac pe cel de soia, care era mult mai bun. Apoi am amestecat cu un mix de semințe, o să las în descriere cantitățile folosite, și stafide. Le-am amestecat pe toate bine, bine, până s-au încorporat. Apoi, cum am spus la început, cantitatea este pentru două persoane, așa că am împărțit în două castroane. Unul pentru mine, unul pentru partenerul meu. În bolul meu apoi am pus peste acest muesli, Bircher Muesli, niște căpșuni care erau rătăcite așa prin frigider și niște piersici din compot. Am mai pus și niște fulgi de cocos pentru un pic de grăsime și o linguriță de sirop de agave. Și cam asta a fost micul meu dejun, care a fost super, super delicios și grozav pentru zilele un pic mai călduroase. Mulțumesc mult de vizionare! Dacă ți-a plăcut această rețetă, nu uita să-i dai un like, un subscribe dacă nu ești deja abonat, și ne vedem săptămâna viitoare!